Începând din acest an, peste un milion de salariați din sectorul bugetar vor beneficia de tichete de vacanță în valoare de 1450 de lei, pe care le vor putea folosi în turismul intern. Primarul Ion Lungu a declarat că angajații administrației locale vor primi aceste vouchere. Este obligatoriu să se acorde aceste vouchere de vacanță. La primăria municipiului Suceava s-a constituit o comisie, așa cum prevede legea, s-au aprobat aceste vouchere de vacanță în discuțiile cu sindicatele. Valoarea unei voucher, așa cum se știe, sau este de 50 de lei persoană, 50 de lei, pardon, de voucher, 1450 de lei de salariat pe total. Deci sunt 29 de vouchere de salariat, pe total, suma totală este 1.587.950 de lei, total număr de vouchere 31.759, total beneficiari 1.124 de beneficiari, din care 724 salariați ai primării angajați, 400 asistență personali. Beneficiarii care au primit vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii contractat. Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.